своими глазами. Декодификал, а мы делали, конечно, тестовые линии Хайминеса, что я делал хитрый, румынский. Честно с папелом, честно я спунде, а сейчас айчи помогла. Melodie care vă răsuna de constituie debutul său literar. Mihai Eminescu avea doar 16 ani când a scris-o, fiind influențat de frumusețea versurilor lui Vasile Alexandrin. A debutat în paginile revistei Familia, redactor fiind Iosif Vulcan. Tot acesta mai târziu îl convinge să-și schimbe numele din Eminovici în Eminescu, după adoptat și de alți membri ai familiei sale. Deci versurile de așa de an, acest text, la prima vedere, inocent, de fapt, a un impact considerabil asupra numelui din Eminovici din Eminescu. De așa avea muzica Anatol Chiriac și interpretează Valeriu Ciopan. Iubirea mea, cum nu pleca, femeii pe care și-a imaginat-o întotdeauna Mihai Eminescu.